Evenimentele premergătoare sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi în Arhiepiscopia Dunării de Jos au început astăzi la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Apostol Andrei din Galați. Aici a fost organizat simpozionul interliceal Unitatea de Credință în Gândirea Sfinților Trei Ierarhi. Evenimentul a reunit în anfiteatrul Școlii Gălățene seminariști și profesori, dar și elevi și cadre didactice din alte licee gălățene, precum Colegiul Național Vasile Alexandri, Colegiul Național Mihail Cogălnicianu, Colegiul Național Costache Negri și Liceul de Arte Dimitrie Cuclin. Lucrările simpozionului au fost prezidate de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Între activitățile remarcabile ale Seminarului Teologic Sfântul Apostol Andrei, în cooperare cu liceele din municipiul Galați, în preajma sărbătorii Sfinților Marmai Dascăle ai Lumii și Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, care sunt, așa cum să știe, ocrotitorii tinerilor, care îl caută pe Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu și lucrează în voia lui Dumnezeu, se remarcă acest simpozion, unde avem posibilitatea să ascultăm diferite puncte de vedere ale tinerilor pe care le extrag din operile marilor dascăli și modul în care mari dascăli și ierarhi ai întregii creștinătăți pot fi dascăli actuali ai tinerilor. De la porțile deschise și ușile deschise ale seminarului, am constatat suflete deschise, inimi deschise, gata pentru cooperare, coeziune și mai ales invitarea lor care au făcut-o pentru a întări dreapta credință spre conciliaritate și unitate. Ca de fiecare dată și această întâlnire a fost o reușită, întrucât toată lumea a putut să-și spună punctul de vedere, mai ales pentru faptul că organizarea a fost într-un mod în care elevii au dezbătut tema principală și anume unitatea de credință la Sfinții Trei Ierarhi. Prin urmare, iată, ne înscriem și în tema acestui an, tema Marii Unieri Naționale. Tinerii elevi, liceeni sau seminariști au prezentat în câteva referate aspecte semnificative din viața, opera și activitatea Sfinților Trei Ierarhi. În unitatea de credință vedem unitatea de gândire a poporului român, unitatea libertății creștine pe care biserica ne-o dă și, nu în cele din urmă, unitatea euharistiei pe care Hristos ne oferă cu fiecare sfântă liturghie. Particip pentru a doua oară la întâlnirea tinerilor de la seminarul din Galați. Mă simt onorată să particip la aceasta, deoarece am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și ne-am luminat sufletele prin învățătura Sfinților Trei Ierarhi. Consider că acest simpozion ne-a ajutat să vedem adevăratul model de unitate în credință a Sfinților Trei Ierarhi, care ne ajută să ne apropiem de Mântuitorul Iisus Hristos. La final, elevii prezenți au primit din partea organizatorilor diplome de participare.